l-am oprit. Mm-hmm. Și după, când m-am decis să fac eșarfele, am continuat și la fel am, mă rog, la eșarfele mă ajut foarte mult și de digital, multiplicând, făcând, și am terminat partea de sus și la fel l-am lăsat. Și după am zis, ok, cum îl continui, n-are sens să-l continui ca eșarfa, să fie tot violet, mm-hmm. tot mm-hmm. așa. Și atunci am intervenit cu creion și l-am continuat. Îmi place la nebunie ăla, e foarte frumos. Da, e cel mai frumos. E cel mai frumos. E preferat în fiecare. Și mie mi se pare la fel și mi se pare că este exact cum în fiecare expoziție îmi prefer. Da, și mie sincer să fiu, deja mă uit la Magnolia aia care e făcută pentru prima noastră ședință și avem Magnolia. Da, da, și lumile sunt superbe, toate sunt frumoase. Da, ideea e că ăsta simt eu un pic mai conceptual și simt mai... Adică da. În direcția eșarfelor, cumva, mi se pare că da, și, da, cred și că aduc ce aduc. Cred că poți să mergi pe tema asta mai mult. Da, 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 păi de acum... Vedem și ce, știi cum e acum, e și de stare de viață, da. Și cel mai mult, adică. Cred, păi da, se vede. Bine, și liliacul nu e cea mai simplă plantă, ca să zic așa. Dar uite, și cu hortenzie poți să faci. Da, da, și aduc o lună și... Da. Și cam cât îți ia să faci un tablou din acela, să zicem? Care dintre ele? Uite, cel cu glicină. Cel cu glicină? Am lucrat pe el, cred că, în 3-4 etape, 3-4 zile diferite. Mm-hmm. Nu pot să zic că lucrez 8 ore non-stop. Mm-hmm. Dar mă ghidez foarte mult și după lumina naturală. Vara lucrez mai mult, iar nu mai puțin din zi. Mm-hmm. Da. Pe lucrările efective, nu-mi place să lucrez la mine artificial, mi se pare mai ales creionul lucește foarte ciudat și nu pot să o ce superbă! Iulia, care e arhitectă și formare, tocmai și-a luat doctoratul în anul trecut, muncit foarte mult. E obișnuită să lucrez în creion, dar pe arhitectură e total diferit lucrul în creion, cu toate că... Mulțumit mult și pe noi. Da, da. Noi pictam, noi desenam clădiri și chestii, dar foarte frumos, adică înveți foarte mult. Noi, la grafic am făcut câte puțin din toate, cumva. Axat mai mult pe creion, pe cărbune, dar am făcut și pictură și... Uite, ăsta, de exemplu, este din expoziția lui Irina Mișcu de la Grădina Botanică și ea a creat chestia asta și am făcut atunci tricourile. Eu firm în oraș, nu e un print prost, că l-am purtat destul de mult, se mai duce când se spală, dar sunt dintr-un bumbac și sunt foarte confortabile și pe aia am făcut și pentru special. Uite, eu am o grămadă de haine de-astea din bumbacul. De la expoziții, da, și vreau să zic că mă simt super bine în ele, știi, că sunt dintr-un bumbac, că nu prea mai găsesc, și sunt plastice. Da. Și... Mă rog foarte drăguțe astea de la Printoteca. Da, sunt foarte, da, Printoteca, da, mi-e chiar da, să iei. Printoteca am mai lucrat și da, sunt foarte drăguți, da, și sunt mai aproape de tine. Da, da, sunt aproape. Da, bine, că le trimit. Da, ce frumos sunt și bujorii. Sunt mulți bujori, da.